Bună dimineața, bine ați venit la conferința de presă în care șefi de organizații județene sau reprezentanți de la 7 formațiuni politice vor exprima susținerea pentru candidatura lui Victor Ponta pentru funcția de președinte al României. Sunt prezenți și în aceasta vor lua și cuvântul domnul Ioan Cindrea, președintele organizației județene PSD Sibiu, domnul Constantin Sofronă, președintele organizației județene PC Sibiu, domnul Florin Staicu, prim vicepreședinte organizația județeană UNEPR Sibiu, doamna Iulia Gavrila, președintele organizației de femei PNR Sibiu, doamna Maria Magdalena Țițonia, consilier județean din partea PPDD și domnul Petru Duca, președintele Partidei Romilor. Domnule președinte, cine vă mulțumesc. În primul rând, eu vreau să mulțumesc colegilor de conferință și partenerilor noștri în campania de susținere a domnului Victor Ponta pentru președinția României. Cu siguranță, prezența distinselor și distinșilor colegi este un semn de colaborare și de susținere comună a celor 7 formațiuni politice, partide politice, pentru domnul Ponta la Sibiu. Vreau să vă spun că am avut întâlniri, facem campanie împreună, de săptămână și ceva. Campania se face din casă în casă. Și sperăm ca toți susținătorii celor 5-7 formațiuni politice să sprijine candidatura domnului Ponta și, în primul rând, sibienii să susțină candidatura. Aș face doar o apreciere generală. A fost cea mai interesantă și cea mai dură campanie la care am asistat de când fac politica. Interesantă fiindcă a apărut și un element local care a influențat rezultatul votului și eu sper că sibienii să înțeleagă că aici vorbim de președinția României și nu de primăria Sibiului. Cu siguranță, la nivelul președinției României, avem nevoie de un om care să fie cu adevărat președintele României, să aibă cunoștințele necesare și statura unui șef de stat. Aseară, în confruntarea electorală pe care am văzut-o toți, cred, a fost evident diferența de clasă între domnul Ponta și domnul Iohannis. Diferența de pregătire, diferența de abordare a problemelor majore ale României și eu cred că dacă nu judecăm subiectiv, ci rațional, altă variantă nu este fără domnul Ponta candidat și votat ca președinte al României. Și îndemn pe sibien să cu rațiunea să voteze candidatul care ne poate reprezenta cel mai bine, un român de stat adevărat. 2. Au apărut două probleme care eu cred că trebuie să ne dea de gândit nouă și sibienilor care considerăm că avem un mod democratic de gândire. Spune că suntem o zonă de confluență interetnică, religioasă și așa mai departe și politică. Din păcate, între tururi, au apărut manifestări de totalitarism și autocrație la anumiți susținători ai domnului Iohannis, care au mers până la agresarea oamenilor noștri care făceau campanie. Dacă nu suntem în stare să înțelegem că într-o democrație există cel puțin două păreri, când există două persoane sau când există doi candidați, există două echipe de susținători și nu știm să facem campanie în mod democratic, civilizat, eu cred că nu suntem demni de democrația pe care o trăim. Și fac apel la toți, acum, în al 12-lea ceas, cred că ar trebui să revizuiască comportamentul cu susținătorii fiecăruia dintre candidați. Nu facem altceva decât să susținem în modul cel mai democratic, respectând legile țării, candidatul nostru pe domnul Ponta, care, repet, pe departe este cel mai bun viitor președinte al României. A mai apărut o problemă, o confuzie gravă între social-democrație și comunism. Eu cred că Partidul Comunist a fost scos în afara legii, membrii Partidului Comunist sunt în altă parte, cu siguranță nu la noi, domnul Ponta n-a fost nicio clipă membru de Partid Comunist. Eu n-am fost membru de Partid Comunist. Mulți colegi de-ai mei foarte tineri n-au fost membri de Partid Comunist. N-avem în rândul nostru niciun membru marcant al Partidului Comunist, precând în alte partide se găsesc membrii ai Comitetului Județean de Partid. Și eu cred că este o acuză nedemocratică de care
adversarii noștri politici s-au folosit în modul cel mai mișeleș și cel mai mizerabil. Și m-aș opri aici. Deci noi suntem socialdemocrați, europeni, adevărați, iar colegii noștri fiecare reprezintă un partid și o doctrină democratică europeană și eu cred că aceste exagerări și aceste atacuri nemeritate ar trebui să dispară, să dispară dacă vrem să spunem că suntem un județ, un municipiu în care democrația este la ea acasă și prin modul acesta de înțelegere a lucrurilor și de manifestare. În continuare, fiecare dintre noi o să spunem de ce Victor Ponta. Eu o să spun câteva argumente care chiar cred că domnul Ponta este cel mai bun. Primul argument este cel al experienței și pregătirii profesionale și l-am spus cu convingere și lucrul acesta s-a văzut și a fost evident pentru o țară întreagă că are o pregătire bună și că poate să fie cu adevărat un președinte de care să nu ne fie rușine. Al doilea lucru. Eu cred că este suficient de tânăr și nu a făcut parte din structurile comuniste, pe când domnul Iohannis a făcut. Începând cu 1973, domnul Iohannis a fost membru de partid. A fost membru al Uniunii Tineretului Comunist, al structurii Tineretului Comunist, ceea ce la candidatul nostru nu se regăsește. Și n-am înțeles niciodată de ce atacă partidul nostru, candidatul nostru, care la 17 ani a făcut revoluția. Al doilea lucru. Este un om care își ține cuvântul, domnul Ponta. Ca dovadă că în prima ședință de guvern, tot ce a promis, două promisiuni majore pentru reîntregirea salariilor și pentru restituirea pensiilor luate ilegal de aliații și susținătorii domnului Iohannis, s-a ținut de cuvânt. Domnul Iohannis nu s-a ținut de cuvânt. Și am spus-o de nenumărate ori. Nu s-a ținut de cuvânt, în primul rând, față de electoratul sibian. A promis că nu mai pleacă niciodată din Sibiu la ultimele alegeri și și-a încălcat după nici 2 ani de zile cuvântul. Este un om care își dorește în permanență să parvină și un om care își dorește să parvină în funcții înalte în statul român, deși nu are pregătirea necesară. 2. Sau 3. Îi pasă de oameni domnului Ponta. Domnul Iohannis nu-i pasă. Domnul Iohannis nu circulă printre oameni. Nu dă audiențe. Este inadmisibil un primar de 14 ani de zile să nu acorde audiențe. Și este cel mai bun lucru pe care noi sibienii știm și cred că trebuie să-l știe o țară întreagă. Am spus-o și o spune acest lucru. Un alt argument. În lupta cu regimul Băsescu, domnul Ponta și noi toți cei prezenți aici, ne-am unit să scăpăm România de acest regim care de 10 ani de zile a făcut mult rău țării noastre. În perioade de criză a tăiat veniturile pentru peste 10 milioane de români. În perioade de criză a micșorat puterea de cumpărare a românilor prin majorarea TVA-ului cu 5 puncte procentuale, scăzând puterea de cumpărare, cu toate consecințele descreșterii economice și pierderii locurilor de muncă, peste 700.000 de locuri de muncă. Domnul Iohannis este înconjurat de acești oameni. Efectiv, el nu luptă să elimine regimul Băsescu. Regimul Băsescu îl folosește ca și o marionetă în lupta lor de a rămâne la putere și de a-i păcăli pe români. Și cred că asta este marea diferență dintre Victor Ponta, care a luptat și luptă pentru îndepărtarea regimului Băsescu, care și-a bătut joc de români, și Iohannis, care împreună cu toți oamenii regimului Băsescu în spate încearcă să-i păcălească pe români și să susțină supraviețuirea regimului Băsescu. Justiția. Domnul Ponta nu are probleme cu justiția. Este un om curat. Domnul Iohannis are nenumărate probleme cu justiția, de la restituirile care s-au făcut în Sibiu și care vor fi prezentate public și până la procesul care îl are cu ani. Cum poți să vii să spui că ești un om curat când tu ai propriile tale probleme? Să candidezi, trebuia înainte de toate să rezolve problemele cu justiția. Domnul Ponta, în calitate de prim-ministru, peste 2 ani de zile, a respectat justiția și justiția a fost liberă să-și facă treaba
Și și-a făcut-o așa cum a știut mai bine și eu cred că funcționează. În final, eu îi rog pe toți sibienii, toți cei care l-au susținut în turul 1 pe domnul Ponta să meargă la vot, iar cei care n-au fost și cred în domnul Ponta să meargă la vot, iar cei care au votat pe unul din candidații forțelor politice prezente în această conferință de presă să meargă la vot și să-l voteze cu toată încrederea pe domnul Victor Ponta. Vă mulțumesc și rog pe colegii mei să...